Bună tuturor, eu sunt Cristina, iar în videoclipul de astăzi vreau să vă povestesc despre cărțile pe care am reușit să le citesc până acum în 2024. Tocmai îmi revin după o răceală și de aceea încă vorbesc destul de înfundat, dar bear with me. Sunt foarte încântată că am reușit cumva deja să-mi depășesc targetul. Îmi propusesem la începutul anului să citesc 40 de cărți și am citit deja 21, deci s-ar putea să ajung chiar la surprinzătorul număr de 50 de cărți anul acesta. Cine știe cum vor mai merge lucrurile în continuare, nu vreau să mă arunc, însă vreau să vă povestesc câte puțin despre fiecare carte în parte. Puteți găsi și recenziile detaliate ale acestor cărți pe blogul meu, cristinaboncea.com, la categoria literatură. Și ca să nu vă mai țin în suspans, haideți să trecem prin ele, începând cu prima carte pe care eu am citit-o în anul 2024. Mă voi da într-o parte ca să aibă loc și captura de ecran. Am aici noul meu laptop. Și haideți să trecem la treabă. Deci prima carte pe care am citit-o în 2024 este prima carte de la Ryu Murakami, pe care am citit-o vreodată, Albastru nemărginit, aproape transparent. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. I-am dat 5 steluțe, după cum puteți vedea, aici pe Goodreads. Ador Goodreads și îl folosesc de ani de zile pentru a marca tot ce citesc. Îl recomand dacă sunteți cititori și nu îl folosiți deja. Această carte m-a convins să cumpăr toate celelalte cărți scrise de acest autor pe care eu le-am găsit pe Vinted, cel puțin. Rămăsesem cu impresie destul de proastă despre literatura japoneză din cauza lui Haruki Murakami, care nu are de fapt nicio legătură cu acest Ryu Murakami. Cărțile lui Haruki nu mi-au plăcut, nu m-au impresionat, m-au lăsat cu gust amar, am fost foarte dezamăgită. Însă Ryu nu este deloc așa, nu scrie în aceeași manieră. Nu sunt sigură dacă această carte a fost deja ecranizată sau erau doar planuri, însă sunt convinsă că ar fi bestial să vedem tot ce a descris el aici pe ecran, în imagini. Cartea nu are neapărat un fir narrativ ușor de urmărit, este vorba despre un grup de prieteni. Consumul de substanțe este implicat profund în această poveste. Se întâmplă tot felul de lucruri văzute așa ca printr-un blur. Blurul provocat de consumul de substanțe. Mai sunt și ceva referințe geopolitico-istorice, habar n-am. Se pare că a apărut în 76 acest roman și sunt convinsă că a cauzat foarte multe valuri și multă revoltă. A fost comparat cu Charles Bukowski, acest autor, sau cu Irvine Welsh și da, face parte din acea serie, poate de aceea mi-a și plăcut atât de tare. Nu știu ce altceva să vă mai spun, în afară de descrierea asta pe care o puteți citi pe spatele cărții. Sunt foarte curioasă să citesc și restul cărților scrise de Ryu Murakami. Eu caut de ani de zile romanul Ecstasy și am reușit să-l achiziționez într-un final, așa că în mod sigur în 2024 îmi propun să mai citesc cel puțin încă una dintre cărțile lui Ryu Murakami. Revenind la lista de lecturi, a doua carte parcursă anul acesta a fost una pentru copii, de a cărei existență nici măcar nu știam. Nu știam că William Faulkner a publicat și o carte cu povești pentru copii, sau povești pentru copii pur și simplu. Este și singura, de altfel a apărut la editura Art. Este foarte drăguță această ediție și este bilingvă în română și în engleză, deci cred că este foarte utilă pentru copii, pentru a învăța, pentru a dobândi un vocabular cât mai larg în ambele limbi. Poveștile nu sunt cine știe ce și, de fapt, este vorba despre o singură poveste. Am confundat-o cu o altă carte scrisă de Sylvia Plath, care are 3 povestiri diferite pentru copii. O să ajungem și acolo. Deci aici este vorba despre o singură poveste numită Copacul Dorințelor, care nu este cine știe ce. Nu m-a impresionat foarte tare. Hai să vedem. I-am dat 3 steluțe din 5 acestei cărți. Are și niște desene drăguțe, alb-negru. De la William Faulkner am încercat doar să citesc Zgomotul și The Sound and the Fury. Zgomotul și Furia, cred că a fost adus la noi, nu mai știu, dar este scris atât de codat încât la un moment dat am obosit să încerc să descifrez ce a vrut să spună autorul. Asta nu înseamnă că nu voi reveni asupra lucrărilor sale la un moment dat, când voi fi, sper eu, mai înțeleaptă și voi reuși să găsesc acea cheie necesară pentru a-l înțelege. Dar iată, aceasta a fost cea de-a doua carte, foarte scurtă carte pe care am citit-o în 2024. Veți vedea că am alternat destul de tare lecturile, de la cele mai serioase și heartbreaking la volume pentru copii, tocmai ca să le citesc și pe acelea din bibliotecă, dar și ca să mă mai liniștesc așa spiritual. În 2024 am intrat și în posesia acestei celebre cărți Cotoi cu pălărioi, deci mie mi se pare că sună groaznic în limba română, chiar și pentru copii. Cat in a Hat. Am văzut filmul când eram copil, mi-a plăcut foarte mult acest personaj, n-am citit nimic scris de Dr. Seuss, dar nu mi-a plăcut deloc cartea. A fost o lectură foarte scurtă, atât de scurtă încât nu i-am scris o recenzie pe blogul meu, spre deosebire de toate celelalte cărți pe care le citesc. De asemenea, i-am dat o singură steluță. Nu știu dacă a fost vorba de traducere sau pur și simplu că nu sunt eu publicul țintă, dar tind să cred că nu asta este problema, pur și simplu este ceva foarte banal și neimpresionant și poți trăi liniștit fără să parcurgi această carte, chiar dacă este un mare clasic din literatura pentru copii. Ceea ce cred că este cartea mea preferată din 2024 de până acum este autobiografia lui Jennette McCurdy. Mă bucur că mama a murit. De când am văzut acest titlu și această copertă, am zis că trebuie neapărat să citesc cartea și m-am luptat din greu pe Vinted să o găsesc la un preț decent și am reușit și am și citit-o cu sufletul la gură. Este scrisă absolut superb, se vede că Jennette este făcută să scrie scenarii, să scrie cărți, să scrie poezii, ce vrea ea. Se pare că a și câștigat premiul pentru Best Memoir și Autobiography în 2022, anul când a apărut. Ei bine, este foarte meritat acest premiu, 5 din 5 cu steluță de la mine. Jennette n-a avut deloc o viață ușoară, a fost un child star la Nickelodeon și în spate s-au petrecut multe alte lucruri îngrozitoare în legătură cu relația cu mama ei, care, ce să vedeți, a și murit între timp. Și cartea este despre căutările interioare ale lui Jennette față de propria identitate, în primul rând pentru că a trebuit să deconstruiască tot ce a învățat că este de la mama ei și sunt foarte multe lucruri. Cred că persoanele și femeile care au avut sau au încă probleme de acest gen cu părinți controlling, cu mame care se implică mai mult decât ar trebui în viața lor, o să rezoneze foarte mult cu această carte și nu numai, poate și alte persoane care o știu pe Jennette din serialul de pe Nickelodeon. Eu nu m-am uitat, cred că eram prea mare sau pur și simplu nu m-a interesat. Dar în orice caz mă bucur că mama a murit, cred că este cea mai bună autobiografie pe care am citit-o vreodată. Am trecut prin toate felurile de emoții și recomand din tot sufletul această carte. Am descoperit un alt autor japonez în 2024, Osamu Dazai. Am citit Școlărița, mi-a plăcut foarte mult, 5 din 5. Este o poveste foarte scurtă, foarte simpatică, practic ni se arată o zi din viața unei școlărițe și parcurgem totul ca prin jurnalul ei, adică vedem totul prin perspectiva ei. Are diverse observații legate de viața ei de acasă, de viața ei la școală. Nu știu dacă nici roman psihologic, nu știu dacă se poate numi, este efectiv o novelă. Mie mi-a plăcut tonul în care a fost scrisă, mi-a făcut o mare poftă pentru celelalte lucruri ale lui Osamu Dazai, care am înțeles că ar putea fi ceva mai controversate. Biografia acestui autor este foarte interesantă, a încercat de mai multe ori să se sinucidă și într-un final a și reușit să o facă. Și cumva tristețea aceea cred că reiese din toate cărțile sale, nu știu, nu vreau să mă pronunț pentru că nu le-am citit pe celelalte, dar am început să le colecționez și tot așa până la sfârșitul anului 2024 sper să reușesc să mai citesc măcar încă una, pentru că iată încă o surpriză plăcută din partea Japoniei pentru mine și îmi doresc să descoper cât mai multe astfel de surprize plăcute. Veți vedea de asemenea că în anul 2024 am citit și destul de multe autobiografii. Și pe a lui Britney Spears îmi doream să o citesc foarte tare, Femeia din mine, deci nu mi-a plăcut deloc această copertă, este cea originală. De când am văzut-o, pur și simplu nu înțeleg de ce n-au putut face o alegere mai bună, mai ales și cu fontul acesta, care tot așa, din ce mi-am amintesc, este cel original. Cartea nu este vreun masterpiece, cum ne așteptam, pentru că Britney Spears nu este o scritoare, ea este o cântăreață și o dansatoare și o legendă vie. Nu aveam neapărat așteptarea asta, dar parcă mi-aș dori mai multe detalii despre viața ei. Ne-a trecut așa destul de fugitiv prin relațiile pe care le-a avut, prin Justin Timberlake, prin turneele mondiale, prin ce s-a întâmplat cu copiii ei, ce se întâmpla în sufletul ei, care a fost faza cu conservatorship-ul tatălui ei asupra a tot ceea ce deține. De fapt, despre asta este cartea, asta a încurajat-o să scrie cartea, faptul că a ieșit de sub acel conservatorship, că nu mi-amintesc deloc cum au tradus acest termen în limba română. I-am acordat cărții 3 steluțe. Firește că nu dăm note vieții cuiva, ci felului în care a fost scrisă cartea. Se pare că a obținut totuși premiul pentru Best Memoir și Autobiography chiar anul trecut, în 2023, surprinzător, dar na, este Britney Spears și merită toate onorurile pe care le poate primi pentru toate traumele absolut îngrozitoare prin care a trecut, așa că oricum fanii ei ar trebui să citească această carte, chiar dacă nu este cea mai bine scrisă. În 2024 am reușit să citesc și cartea cu Apolodor, prima dintre ele. Am mai studiat-o noi prin școala generală, dar nu mi-aminteam mare lucru, pentru că una e să, na, o să o citești la clasă cu profesoara și să o comenteze ea și alta e să citești cu proprii tăi ochi și în propria ta minte. Ei bine, mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult cum a fost scrisă această primă carte. Încerc să fac rost și de cea de-a doua, dar o vreau tot în aceeași ediție de la Arthur, ca să se potrivească, să se asorteze vorba aia. Mi-au plăcut rimele, mi-a plăcut povestea, mi-a plăcut foarte, foarte, foarte tare ilustrațiile realizate de Dan Ungureanu. Acesta este un volum absolut superb. Nu știu cum sunt celelalte la interior. Mai e cel de la Humanitas, mi se pare, și cred că mai sunt câteva ediții mai vechi. În orice caz, nu știu ce recenzie pot să fac la cartea cu Apolodor. Este un must read pentru copii, pentru adulți, pentru toți românii. E ceva cu care să ne mândrim, absolut, 5 steluțe din 5 și abia aștept să fac roșii de cel de-al doilea volum. După cărțile pentru copii am revenit și la chestiuni mai serioase. Am citit prima mea carte de la Alice Munro din bibliotecă, că tot le strâng și nu citisem nimic. Este o carte cu povestiri care se cheamă Dragostea unei femei cum se cade. Am tot amânat să o citesc pe această autoare, că nu știu de ce aveam impresia că ar fi prea melodramatică sau care scrie povești de dragoste. Nu este nimic de genul acesta. Poveștile au avut teme comune, într-adevăr, și firește stilul în care au fost scrise a fost similar, dar temele au fost distincte, adică fiecare s-a concentrat pe ceva anume și mie mi-a plăcut majoritatea. Nici nu mai știu exact care a fost preferata mea, că a trecut ceva timp de atunci. Dar o să aruncăm o privire pe ce am scris eu aici. Deci avem povești despre crime, despre foști amanți care visau unul la altul, despre ceva misterios cu un vârstnic care a făcut sau n-a făcut nu știu ce lucru, despre boală, despre iubire interzisă, ceva în stil Lolita. Și da, cred că Putred de bogată este povestea mea favorită de aici. În orice caz, mi-a plăcut destul de tare acest volum. Mai am și alte volume de povestiri scrise de Alice Munro. Am impresia că doar asta a scris. A primit și premiul Nobel în anul 2013, cred eu meritat. Este o scriitoare care trebuie neapărat încercată. Nu știu ce altceva să vă mai spun despre ea, că nici eu nu știu foarte multe alte lucruri, dar cu siguranță voi mai citi din povestirile ei. Și îmi place foarte, foarte mult cum arată colecția asta de la Litera. E singura colecție de la Litera care îmi place cum arată. În 2024 am citit și o carte care stătea de o grămadă de timp pe raftul meu, stătea degeaba biata de ea, și prima carte de la Patrick Modiano pe care am citit-o în această viață până acum, În cafeneaua tinereții pierdute. A fost o povestioară simpluță din Paris, un mic mister pe acolo, nimic wow, nu m-a impresionat, i-am dat 3 steluțe, cred că mi-a plăcut stilul în care a fost scrisă, foarte simplist și ușor de parcurs, însă am decis să dau cartea mai departe, pur și simplu nu este ceva care să lase o amprentă asupra mea și din acest motiv nu am ce să spun foarte în detaliu despre În cafeneaua tinereții pierdute, însă dacă sunteți ca mine și n-ați citit nimic altceva de la Patrick Modiano, poate nu începeți cu asta, nu știu. Dacă aveți alte recomandări pentru mine, scriitorul pare ok, pare că ne-am înțelege, dar povestea asta pur și simplu didn't do it for me. După aceea am citit un clasic, din ce înțeleg, că am mai văzut referința asta și în alte lucrări, Copiii teribili ai lui Jean Cocteau, marele artist. Arată absolut oribil această ediție, dacă mă întrebați pe mine. Ar merita mult mai mult respect, urăsc acest format, textul era foarte mic, m-am chinuit să citesc dar nu din cauza autorului firește, pur și simplu nu-mi place ediția asta de la editura Paralel la 45 și mi-aș dori tare, tare mult să o reediteze, că și așa se găsește greu acum și e o carte care chiar merită citită. I-am dat 4 stele din 5. Știu că se făcuse și un film alb-negru după ea, dacă nu chiar și piese de teatru. Este despre doi frați care au o legătură destul de bolnăvicioasă și se tot joacă chiar și atunci când sunt adulți, au ei jocurile lor secrete, dar nu neapărat cu tentă sexuală, nu vă veniți acolo. Pur și simplu e tot un fel de dramă de familie, aș numi eu, chiar dacă e vorba doar despre doi dintre membrii unei familii, acest frate și soră. Este foarte interesantă lucrarea. Pălăria jos pentru domnul Jean Cocteau. Știu că am mai scris și alte lucruri de care încerc să fac rost, dar, cum vă spuneam, sunt destul de greu de găsit. Știu că are o carte despre opiu. Când o să o găsesc, veți fi primii care vor afla părerea mea despre ea, dar până atunci, da, Copiii teribili este o lucrare de referință și vă recomand. În 2024 am citit și o carte din colecția Cărți Cult de la Art, una dintre colecțiile mele preferate. Am un raft plin numai cu astfel de cărți, hardcover, must-read-uri foarte frumoase. Mi-a plăcut foarte, foarte tare proscris și 4 steluțe din 5 am dat. Nu știam la ce să mă aștept de la ea, dar este cumva o poveste de cartier spusă prin ochișorii unui puști care are o predispoziție mai mare decât ceilalți la sentimentalism și artă și totuși este martor la tot felul de lucruri tulburătoare care se întâmplă în cartierele marginale unde trăiesc copii și adolescenți care nu par să aibă un viitor prea strălucitor în față. Este trist, este tragic, dar lucrul bun care reiese de aici este că ce putem face este să ducem acele povești mai departe, să onorăm oamenii care au căzut la datorie, să spunem așa. Deci proscrișii chiar pot să înțeleg de ce face parte din această colecție de cărți cult. Nu mai știu dacă s-a făcut film după ea sau nu, că asta e una din obseziile mele. Trebuie să știu, domne, dacă există ecranizări sau nu la cărțile pe care le-am citit. Dacă există, voi încerca să le urmăresc de fiecare dată. Cartea este foarte scurtă, 176 de pagini, în format mare. N-aveți nicio scuză să nu o citiți. Nu e cea mai mare capodopără, firește, dar este o poveste drăguță și merită parcurs. O carte care, de asemenea, mi-a plăcut foarte, foarte mult în anul 2024 și a avut darul de a-mi schimba în sfârșit perspectiva asupra lui Charles Bukowski, este acest volum autobiografic despre băutură, care, de fapt, este un fel de antologie, pentru că strânge mai multe texte de ale lui Charles Bukowski, și scrisori, și poezii, și sunt toate puse aici, cumva, într-o ordine cronologică, astfel încât noi să ne facem o idee despre cine a fost cu adevărat Charles Bukowski și deși am mai citit vreo 3 cărți de la el până acum, abia acum mi s-au legat acei neuroni în creier și am înțeles cam de unde trebuie să-l apuci pe scriitorul ăsta ca să nu-l vezi doar ca pe un bețiv nesuferit. Cum Anca Zaharia parcă zisese ceva de genul ăsta la un moment dat, mi-a lăsat la o recenzie, un comentariu, deci 5 din 5, carte de non-ficțiune, chiar dacă mai conține și anumite poezii, care de asemenea îmi plac foarte mult. Cartea m-a convins să achiziționez sau să reachiziționez și alte lucrări de ale lui Bukowski, pentru că am zis la un moment dat că gata, eu renunț, că ce e atâta nonsens și nu pot să-mi dedic atâta timp unui bețiv, dar nu. Acum am înțeles ce îl face pe Bukowski atât de special, pe lângă faptul că este un bețiv foarte, foarte, foarte conștient de sine. Cartea este minunată. Deci dacă n-ați citit nimic de la Bukowski până acum, eu zic să începeți cu asta, pentru că e o lectură introductivă foarte bună, e câte puțin din toate, de povestea de viață a lui Bukowski, bucăți din prozele lui. Da, sincer, acum nu mai sunt sigură de ce am zis că e o autobiografie, dar pentru că face așa, conturează un tablou foarte clar despre cine a fost Bukowski. Bucăți de proză, bucăți de poezie, bucăți de scrisori și povestiri adevărate din viața lui. Da, superb! O altă carte care mi-a plăcut enorm în 2024 este Invizibil de Paul Auster. N-am mai citit nimic de la acest autor până acum și mă bucur foarte mult că am început cu această carte din colecția Romanele secolului 21 de la editura Univers. O poveste splendidă, m-a cucerit din prima, m-a uns pe suflet. E timp de poveste care leagă mai multe decenii din viața cuiva între ele. La început este vorba despre perioada studenției, după care vedem repercursiunile a ceea ce s-a întâmplat atunci, chiar spre finalul vieții personajului principal, să spunem așa, ca niște cuvinte cheie, să vă faceți o idee despre ce e vorba. Avem poate infidelitate, literatură, artă și presentimente sau poate regrete. Acțiunea are loc și la Paris și la New York, dacă nu mă înșel. În orice caz, mi-a plăcut foarte mult cum a fost scrisă. Avem parte de perspectiva mai multor personaje spre final, din ce mi-amintesc, sau dacă nu, chiar așa e compusă toată cartea. Nu prea mi-amintesc eu detaliile tehnice, dar în orice caz 4 din 5, foarte tare mi-a plăcut și am mai achiziționat încă o carte de Paul Auster drept urmare a acestei lecturi și sper să-mi placă la fel de tare. Am citit apoi încă o carte de la Elena Ferrante, mai am practic vreo două și cam termin cu opera ei tradusă în română. Deci am văzut că i s-a mai tradus recent încă un roman în care nu știu despre ce e vorba. Am citit Zilele Abandonului, nu știu de ce am ajuns să-i dau 3 stele din 5 până la final, că am impresia că am dat doar 2 pentru că nu mi-a prea plăcut această lectură și m-a cam dezamăgit să observ cât de similară e cu celelalte lucrări ale Elenei Ferrante și m-am cam săturat de temele astea și ritmul ăsta și toate ideile astea care se repetă. Firește că tetralogia napolitană o să rămână pe veci seria mea preferată și nimic nu poate combate asta, dar am mai citit și Iubirea Amară și Fica Ascunsă și acum Zilele Abandonului și nu-mi place direcția în care merge. Ei bine, aici este vorba despre o femeie care este părăsită de soțul ei și spiraling, pur și simplu cade într-o spirală nesfârșită de disperare, are și 2 copii și cam asta se întâmplă și tema principală este abandonul. Deci putem să-i dăm asta Elenei Ferrante, că e destul de scurtă și la obiect, adică cam tot timpul știi de unde să o iei, știi la ce să te aștepți. Bine, în condițiile în care te-ai întâlnit cel puțin odată cu ea într-o carte. Ideea e că m-a impresionat și a fost chiar destul de greu de parcurs, că la un moment dat era o stare de disperare atât de profundă acolo încât nu îmi făcea nicio plăcere să continui să citesc. Ce să zic, sper să citesc alte cărți scrise de Elena Ferrante care să o repună pe piedestalul pe care o urcasem eu în literatura universală. Dacă nu, cu siguranță voi întâlni pe cineva care să ia locul, pentru că na, nimic nu este pentru totdeauna. Am citit de asemenea prima carte de la Philippe Besson, Din viața mea, Încetează cu minciunile tale, o carte scurtă pe care o tot aveam de ceva timp în bibliotecă și am zis că îmi trebuie ceva mai ușurel după ce am terminat cu Elena Ferrante. Am citit-o pe aceasta de doar 200 de pagini. Este un fel de autobiografie, dar haideți să-i spunem că este autoficțiune, pentru că tind să cred că nu chiar tot ce s-a spus acolo este adevărat, dar o parte este adevărată, este vorba despre o poveste de iubire care s-a încheiat destul de trist din adolescența lui Philippe Besson. Cred că chiar așa se numește și naratorul, nu cred că inventez eu lucrurile astea. Vorbește despre copilăria lui dintr-un sătuc din Franța, care nu părea că poți să ai un viitor foarte luminat acolo și se îndrăgostește de cineva și acel cineva se îndrăgostește înapoi de el și trebuie să citesc cartea pentru a afla ce se întâmplă mai departe. Deci este ceva foarte LGBT, timid, ceva trist, care bineînțeles că n-are cum să nu menționeze și epidemia de SIDA și alte lucruri triste care țin de homosexualitate în timpuri în care nu este acceptată așa cum ar trebui să fie. În orice caz, mie mi-a plăcut cartea, mi-a plăcut tonul în care a fost scrisă, stilul lui Philippe Besson și dacă mai am ocazia, cu siguranță aș citi și alte lucrări de ale sale. O carte care nu prea mi-a plăcut, chiar i-am dat 2 stele din 5, Prințesa și profetul de Șafik Keshash. Îmi cer foarte multe scuze, dar nu știu să pronunț acest nume. Aveam de foarte mult timp cartea în bibliotecă și nici nu-mi place cum arată, nici nu se potrivea în bibliotecă și am zis că hai să citesc să văd care este soarta. Ei bine, soarta este că a ajuns la altcineva prin intermediul Vinted, pentru că mie nu mi-a plăcut. Este cumva jumate manifest, jumate poveste despre mai multe personaje, dar unul dintre ele este o femeie pe jumătate indiancă care vine din America pentru că e promovată ca manager la o mare companie și ar trebui să fie relocată în India, la Bombay, ca să promoveze acolo produsele companiei, să fie un fel de ambasador, n-am înțeles. dar are un șoc cultural foarte mare când vede sărăcia și tot felul de lucruri groaznice care li se întâmplă familiilor sărace de pe lângă Bombay sau Mumbai, cum vreți să-i spuneți. Și acolo mai este, bineînțeles, un guru care strânge protestatarii care protestează răul pe care companiile îl provoacă Indiei și nu numai, și sunt așa două tabere și este foarte aprig criticat capitalismul, bineînțeles, și autorul a oferit și niște soluții sau moduri în care am putea să ne raportăm la lume și mediu pentru a avea o lume mai bună. Ziceam eu în recenzia scrisă de pe blogul meu că m-am simțit cumva atrasă pe soară, pentru că la început te învălui așa cu o poveste ce pare fictivă și drăguțică și ușor de parcurs despre mai multe personaje și relațiile dintre ele și după aceea, ușor, ușor, totul devine un fel de non-ficțiune, un mare manifest. Și nu spun că nu rezonez și că ideile prezentate nu sunt bune, dar pur și simplu nu asta îmi doream eu să o citesc. Eu aveam alte așteptări de la această carte, îmi doream ceva mai, nu știu, mai magic, să meargă mai mult spre ideea asta de misticism, dacă tot are loc acțiunea în India. Și da, nu m-am așteptat să cumva să fiu pusă în bancă ca la școală și să mi se predea o lecție pe care n-am cerut-o niciodată, așa că nu recomand deloc cartea asta, puteți să o săriți dacă nu vă interesează ce am spus eu mai devreme. O altă carte care mie mi-a plăcut foarte mult, deși foarte mulți oameni nu au fost de acord cu mine, M-am săturat de tine, de Bae Suah. De data aceasta este o autoare coreancă și cartea face parte din colecția Romanul secolului 21, la fel ca Invizibil de Paul Auster, și în această colecție, din câte am înțeles eu, se găsesc tot așa un fel de cărți cult ale diferitelor secole. Ei bine, pot înțelege de ce această carte a lui Bae Suah a ajuns în această colecție și de ce a făcut, a indignat mai mulți oameni atunci când a fost publicată, pentru că avem o autoare coreană care a inventat niște personaje, sau mă rog, nu știm noi cât de inventate sunt, dar nu contează. Vorbește despre faptul că nu toate femeile trebuie să se căsătorească, că ea, naratoarea, nu vrea deloc să se căsătorească, că simte chiar un dezgust față de bărbați pentru că tot ce vor ei este să facă este să folosească femeile prin intermediul căsătoriei și din acest motiv, din cauza felului în care se raportează ea la căsătorie și la lume și la bărbați, este destul de marginalizată și criticată de prieteni și de familie și îi este destul de greu să-și găsească un echilibru interior. Ea își dorește doar să-și urmeze propriile vise și să fie independentă, să facă tot felul de alte lucruri cu viața ei în afară de a-și construi întreaga existență în jurul unei relații. Și are și așa un tone of voice acid, cred că este termenul potrivit și probabil de asta nu este un personaj foarte likable, pentru că noi citim toată povestea asta la persoana întâi, prin intermediul naratoarei. Nu știm cât de puternică este legătura dintre naratoare și scriitoare, care sunt viziunile ei, dar nu contează la urma urmei. Mie cartea mi-a plăcut foarte mult, 4 steluțe din 5, am citit-o cu mare plăcere. Este scrisă așa pe fragmente, ca bucățele din jurnal și eu ador cărțile fragmentate și scrise pe capitole scurte, așa că n-am ce să-i reproșez. Eu chiar recomand cartea asta. Din păcate, a venit vremea să citesc și ultima carte scrisă de Claudia Golea. Le-am pe toate și ea a mai scris două cărți sub numele ei de femeie măritată, Claudia Golea Sumia, dar celelalte două pe care nu le-am citit încă nu sunt despre experiențele ei personale, sunt despre câini, cred că una dintre ele este o poveste de ficțiune, așa că eu simt că am terminat practic ce mă fascina cel mai tare la Claudia Golea, autoarea mea preferată română of all times, nu cred că o poate detrona cineva, 5 din 5, cu steluțe, cu multă iubire tuturor cărților ei. Varansyan, bineînțeles, nu face excepție. S-ar putea să fie chiar romanul ei de debut, nu mai știu exact cronologia, dar ideea este că Claudia a fost invitată să lucreze în Siam ca traducător, nu știu exact ce a lucrat acolo, pentru că, după cum ne-a spus chiar ea, nu-i place să vorbească despre muncă, însă ne-a povestit despre multe alte experiențe și cu substanțe și cu localnici și cu tot felul de lucruri ilegale, dar foarte distractive și inclusiv din această carte reiese aceeași pace interioară pe care am resimțit-o și în celelalte. Claudia Golea se pricepe foarte bine, nu știu, să pună tot universul ei în cuvinte atât de simple și ușor de urmărit, dar creează niște imagini sufletești atât de puternice încât, nu știu, pentru mine e, cred că e un fel de suflet pereche această femeie și lucrările ei. Am scris și o scrisoare pe blogul meu, nu știu dacă o să ajung vreodată la ea, dar n-am știut cum altfel să iau legătura. În orice caz, am citit acum și Varansiam. Iată, Planeta Tokyo, Tokyo by Night, French Coca-Cola, Varansiam, Flower Power Tantra. Citit, am citit totul și mă întristează, dar pot să reiau oricând cărțile și să retrec prin povestea de viață a Claudiei. French Coca-Cola e mai mult despre copilărie și până în adolescență și, mă rog, până la căderea comunismului. După care Tokyo 1 și Tokyo 2 sunt despre timpul petrecut în Tokyo și apoi Siam cred că a urmat după. Dar nu prea înțeleg cronologia, că nu știu dacă felul în care au fost publicate are legătură cu ce s-a întâmplat de fapt în realitate. Și Flower Power Tantra a fost prima pe care am citit-o vreodată, care m-a făcut să mă îndrăgostesc de Claudia Golea și nu mai știu despre care este locația exactă unde se petrece acțiunea, deci probabil aș reîncepe cu a reciti-o, aș începe cu a reciti-o pe asta, pe Flower Power Tantra. Doamne, deci pot să vorbesc până mâine despre Claudia Golea, deci vă rog, dacă îi găsiți cărțile în anticariat și aveți o minte liberă și deschisă și vă place ce-mi place și mie să citesc, vă recomand. Am mai citit și o carte pe care îmi doream de mult timp să o citesc, era pe TBR de ceva timp, o carte cu o copertă foarte, foarte frumoasă, Jurnalele intime ale lui Charles Baudelaire. De la Charles Baudelaire eu am mai citit încă o carte de non-ficțiune care se chema Paradisurile Artificiale, o cărticică publicată la editura Art în format hardcover, format mic, din păcate, dar, mă rog, mi-a plăcut să o parcurg și am mai citit și o bună parte din poeziile din Fleur du Mal, dar am lăsat-o deoparte și cam aia a fost, o să le reiau pentru că în continuare pot să susțin că este poetul meu preferat internațional. Am oferit 3 steluțe acestei cărți. Este scrisă foarte codat. Mi-a adus aminte de cum e să-l citești pe Nietzsche și aforismele lui această carte, pentru că sunt bucăți din jurnal. Charles Baudelaire s-a îmbolnăvit și a murit înainte de a apuca să-și termine lucrările, așa că tot ce găsim aici au fost chestii strânse de critici literari și apropiați de lui și oameni de carte care au vrut să îi ducă mai departe munca, chiar dacă nu a fost vreodată terminată. Are tot felul de notițe și adăugiri, dar nu fac foarte multă lumină în universul ce ne este prezentat aici. Charles Baudelaire visa la o mare lucrare în care să-și expună el toată filozofia și să ne arate ce ființă superioară a fost. Ceva de genul ăsta și a fost foarte inspirat de Edgar Allan Poe, sunt foarte multe referințe la lucrările lui acolo. Deci de asta zic, puteți chipui această lucrare pentru că nu o să vă alegeți cu foarte multe, sau cel puțin eu nu-mi simt cunoștințele îmbogățite după ce am parcurs-o. Dar dacă vă e suficient și numai faptul că sunt cuvinte scrise de Charles Baudelaire acolo și mai sunt și câteva poezii și bucăți mici de proză, atunci da, go for it. De curând am terminat de citit Pe când eram doar niște puști, la îndemnul lui Taylor Swift, pentru că am menționat-o pe Patti Smith în melodia ei The Tortured Poets Department și așa mi-am amintit că eu am deja câteva cărți scrise de Patti Smith în bibliotecă, din care citisem doar Wool Făuritoare, nu vine acum cum se numea, pur și simplu, dar nu mi-a plăcut, adică n-am înțeles acea carte, dar știam și de asta, Pe când eram doar niște puști, am mai văzut recenzii la ea, știam că este o autobiografie și că ar fi bună și interesantă și așa a fost, 5 stele din 5. Nu știu dacă e neapărat mai bună decât cea lui Jennette McCurdy, s-ar putea să fie. Mi-a plăcut extrem de tare și am rămas cu niște imagini foarte vii în minte din această autobiografie lui Patti Smith, nu știu dacă am mai scris alta. Asta chiar nu e de la începutul carierei ei, să zic, ce începutul carierei, de la începutul vieții aproape, când lucra într-o fabrică de conserve, mi se pare, și a decis într-o bună zi să-și ia inima în dinți și să plece singură la New York, chiar dacă urma să stea pe străzi, ca să facă altceva cu viața ei. Și acolo l-a întâlnit pe Robert Mapplethorne, celebru fotograf și nu numai, artist în mai multe categorii, și s-a demonstrat că sunt și au fost suflete pereche și au creat împreună și au cunoscut foarte mulți oameni interesanți împreună, Am trăit și la Chelsea Hotel și așa am aflat și eu care este faza cu acel Chelsea Hotel. Foarte, foarte multe lucruri superbe. Robert a murit și asta aflăm încă de la început. Și cartea asta cumva este adresată, este o odă și, de fapt, păstrarea unei promisiuni pe care Patti Smith a făcut-o față de el, cum i-a promis multe alte lucruri. În orice caz, sunt complet mesmerized de această carte, trebuie să o citiți, absolut toată lumea trebuie să citească această carte, este o autobiografie excelentă, Patti Smith este o scriitoare excelentă, o poetă, cântăreață, actriță, model, este un artist complet, este o legendă vie, mă bucur că încă trăiește sub același cer cu noi. Cu siguranță, oricum am început să-i ascult muzica, dar cu siguranță vreau să citesc și ce altceva mai scris ea și poate și de la oamenii pe care i-am menționat aici, de exemplu Dylan Thomas, de la care n-am citit încă nimic. Și acum că tot vorbesc despre asta, da, cred că asta e de fapt cea mai bună autobiografie pe care am citit-o vreodată și asta s-ar putea să fie, de fapt, cartea mea preferată din 2024 până acum, dar oricum nu este nici măcar la jumătatea anului, așa că ar trebui să fiu mai rezervată față de asta, dar în orice caz, una din cele mai bune cărți pe care le-am citit vreodată. Ultima carte pe care am terminat-o de citit chiar ieri este încă o carte destinată copiilor, Unde fugim de acasă, de Marin Sorescu. Nu știu dacă Marin Sorescu mai are și alte lucruri pentru copii, dar eu mi-am dorit-o foarte mult pe aceasta când am văzut-o pe Vinted și tot așa am dat din coate să o țin la un preț convenabil pentru mine. I-am dat 5 stele din 5, deci ilustrațiile sunt absolut superbe. La cartea asta și la Noaptea pe plajă de la Elena Ferrante sunt cele mai frumoase ilustrații dintr-o carte pe care eu le-am văzut în viața mea. Și bineînțeles că și textul este foarte frumos, propozițiile rimează între ele, sunt povești în care naratorul este ghidul unor copii și îi duce și pe lună și la Polul Nord și la zoo și la cinema. Și așa, o călătorie și fizică și mentală, mă rog, firește că este mentală pentru noi cei care citim, în care, practic, puterea imaginației și puterea observației a magiei din lume sunt cele care triumfă și care sunt menite să ne reamintească cât de frumos este să te uiți așa la lume cu fascinație. Mi-a plăcut foarte mult cartea, place de Marin Sorescu, chiar dacă n-am parcurs prea multe dintre lucrările lui. Cu siguranță o să-i acord și mai multă atenție pe viitor, pentru că mi-a demonstrat încă o dată că este special, e ceva special la Marin Sorescu. Ei bine, acestea au fost cele 21 de cărți pe care eu am reușit să le citesc până acum în 2024. În prezent citesc 2 cărți, Oameni mari de Maria Orban și Johnny Panic și Biblia viselor de Sylvia Plath. Cu siguranță cartea Sylvia o să-mi ia mai mult timp să o citesc. Am citit până acum 100 și ceva de pagini din 470 sau ceva de genul ăsta, dar aici nu sunt exact datele exacte, dar sunt multe povestiri scurte și nu-mi place deloc acest format mic, nu mai pot să citesc în format mic și cu text mic. În schimb, cartea Mariei Orban, publicată în colecția Narator, cred că se cheamă, sau Autor, de la Nemira, este absolut superbă, este o plăcere să o parcurg, o voi termina repede de citit, voi posta recenzia pe blogul meu și pe care vă invit astfel să o citiți și abia aștept să vă povestesc mai multe. Ei bine, cam acesta a fost videoclipul nostru, sper că v-a făcut plăcere să vă povestesc câte puțin despre lecturile mele. Dacă aveți recomandări sau diverse comentarii, vă aștept mai jos. Nu uitați să dați un thumbs up, subscribe și ne vedem data viitoare!